Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul Zilei. I-am schimbat puțin decorul. Ne aflăm la Complexul Energetic Oltenia, în biroul lui domnului director Diviziei Energie, domnul Aurel Medințu. Bine v-am găsit, domnul Medințu. Bine ați venit. Domnule director, am discutat și ieri cu dumneavoastră privind situația Complexului Energetic Oltenia, în special în ceea ce privește vânzarea de energie. Spuneați ieri că funcționează foarte bine, 6 grupuri mari și unul mic. Spuneți-mi care e situația în momentul de față și cum a livrat astăzi Complexul Energetic Oltenia energie. Deci, în momentul de față, din cele 6 grupuri mari care erau ieri, au rămas 5. Pentru că al 6-lea grup fusese pornit pe piața de echilibrare la Ordinul Dispecerului Național, care l-a oprit datorită excedentului de energie pentru ziua de astăzi. În ziua de astăzi avem 5 grupuri mari, 2 în Rovinari, 2 în Turceni, 1 în Ișalnița și un grup mic în Craiova 2. Pe perioada de vârf, deci perioada de zi, cele 16 ore, e o putere medie în jur de 1400-1450 de megawatts, fiind ușor mai descărcați noaptea. Este așadar o situație foarte bună, chiar dacă ieri livrați peste 1700 de megawați, astăzi 1400 în medie. Probabil că e totuși o situație foarte bună pentru Complexul Energetic Oltenia, dat fiind faptul că până acum nu livrați decât câteva sute de megawați oră. Da, e o situație mai bună care se vede practic și din perspectiva zilei de mâine, pentru că în cursul zilei de azi noi nu am vrut să intrăm pe piața zilei următoare cu o cantitate foarte mare. Am vândut numai cantitatea de energie necontractată pe contractele bilaterale și reglementate la grupurile care sunt în funcțiune și am ajuns în situația în care pentru ziua de mâine cantitatea de energie vândută pe PZU este de circa în jur de 13.500 de megawatts la un preț de 230 de lei pe megawattoră. Credeți că în aceste condiții veți atinge cei 1.000.000 de megawatts oră pe care trebuie să-i vindeți pentru a da oamenilor banii pentru cele 3 zile pierdute în lunile trecute? Știți cum se spune că speranța moare ultima, deci eu nu sper, din condițiile de piață se vede că ar fi loc, nu este exclus ca mâine să fim nu cu 5 grupuri mari, să fim cu 6 grupuri mari, pentru că din structura modului în care s-au încheiat prețurile pe intervale orare, e posibil ca pentru mâine să fim porniți pe piața de echilibrare cu încă un grup care ar trebui să producă o putere medie cerută dispecerul național, care va fi stabilită de el la ora respectivă, dar oricum în jur de 240-250 de megawatts la un preț de 245 de lei pe megawatt. Deci noi în momentul de față suntem la zilele astea care au trecut 6 zile cu ziua de astăzi, suntem la o putere medie de peste 1200 de megawatts, 1216 megawatts. Deci ar fi posibil dacă am reușit să ținem o perioadă mai mare al 6-lea grup mare să atingem această putere de 1300 megawatts, exact, putere medie. Exact, asta vreau să zic. Deci media trebuie să fie de 1300, așadar de acum încolo dumneavoastră va trebui să vindeți mai mult de cum ați vândut. Puțin mai mult. Nu e foarte mult. În orice caz, luna asta, ca să atingem pragul de 1300, ar trebui să vindem puțin mai ceva mai puțin de 1.000.000 de megawatts oră, deci vreo 976 de mii de megawatt-oră. S-a publicat ordinul modificat al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ordinul 33? Nu s-a publicat în Monitorul Oficial și noi suntem curioși ca să vedem dacă toate observațiile noastre au fost preluate în ordinul respectiv. Nu știm mai mult decât ceea ce v-am spus și ieri.
deci știm de cât prețul minim care s-a fixat pentru toate sursele de energie, surse, deci ca unități dispecerizabile, la 10 bani, știm că s-a fixat mărirea ecartului între prețul minim, prețul maxim, de la 150 la 250 de lei și știm că prețul maxim la încărcare este stabilit pe fiecare interval orar, funcție de prețul de închidere a pieții plus 450 de lei. Explicați-ne un pic care este situația cu acest ecart. S-a mărit ecartul de la 150 la 250 de lei. În ce fel poate Complexul Energetic Oltenia să fie ajutat datorită acestei reglementări? Da. Pe piața de echilibrare, noi suntem obligați ca la toate grupurile din unitățile dispecerizabile să punem energia disponibilă la dispoziția dispecerului energetic național. Pentru comanda la încărcare, noi nu aveam voie să punem decât în ecartul acesta de 150, adică între prețul la descărcare și prețul la încărcare nu putea fi decât 150. De exemplu, întotdeauna la descărcare, ce înseamnă la descărcare? Dispecerul dă comandă ca să descarci o anumită cantitate de energie, contractele îți sunt asigurate de energia pe care ți-o asigură sistemul, însă tu ești obligat ca să cumpere acea energie de la Transelectrica. Regula ar fi că să fie avantaj și pentru unitate, tu să fii sub prețul de cost. Deci, dacă prețul de cost ar fi 150 de lei, să zicem că ai avea preț la descărcare 100 de lei. La încărcare nu puteai să pui decât 250 de lei. E, în momentul ăsta, dacă am pus preț la descărcare 100 de lei, la încărcare pot să pun 350 de lei. Am înțeles. În ceea ce privește vânzarea de energie în exterior, ce puteți să-mi spuneți? Se tot vorbește despre contracte încheiate în afara țării noastre. De ce Complexul Energetic Oltenia nu reușește să vândă energie? Știți ce se întâmplă? Încheierea contractelor de export energie e destul de complicat să fie făcută direct de către complex, pentru că în primul rând trebuie să ai acolo clientul. Deci contractele astea de export, din cât am văzut și din cât știm povestea din piața asta a energiei, le realizează decât traderii care au un capital de consumatori și pot să livreze energie. Noi am încercat și suntem în contact cu o mare bancă din Germania care s-a interesat de încheierea unui contract la o putere medie destul de mare, o putere din solicitările și discuțiile astea care au avut loc de 1000 de megawatts, dar procedura nu este finalizată. Deci asta ar fi explicația. Ați cerut ajutorul guvernului pentru a vă sprijini în acest demers al dumneavoastră de a contracta și alți consumatori? De fapt, nu numai noi. Deci, în cadrul Uniunii Europene, România era, până la urmă, singura țară care percepe taxe de export. În cadrul Uniunii Europene, noi, în discuțiile care le-am avut cu Banca Germană, am văzut că din momentul când a ieșit, a trecut de graniță energia electrică, nu trebuie să mai ai decât contacte cu zona pe unde trece energia respectivă a unui partener care să asigure echilibrarea, deci să ai un partener de PRE, fără să mai perceapă absolut nicio taxă, indiferent că energia are punct final de consum în Germania, în Austria, în Franța sau în Spania.
Deci costul energiei nu ar fi decât valoarea megavatului la gard, taxa de injecție, taxa de linii și s-au terminat celelalte taxe. E, se discută și probabil că și în România, în maxim o lună, două, aceste taxe vor dispărea. Am înțeles. Asta înseamnă că dumneavoastră veți exporta mai ușor energie sau nu vă mai va costa atât? Nu. Deci ca energia să fie competitivă la consumatorul de undeva, da, din Franța sau din Germania, contează până la urmă prețul cu care o ia. Da. Dacă de la gard mai pui și taxă de export, da, mai pui și taxă de... Și, într-adevăr, prețul devine necompetitiv. Și chiar și așa se vorbește despre prețul energiei produse în România ca fiind mai mic decât costul celorlalte țări producătoare de energie. Cu toate acestea, CEO nu reușește sau de la noi nu pleacă foarte multă energie. Știți, de aici apare și problema și toate preproșurile care vin spre dumneavoastră, probabil ați văzut în ultima perioadă, se discută intens despre, nu știu, neputința de a face acest lucru. Știți ce se întâmplă? Eu zic, cunoscând exact piețele din jur, că piețele sunt destul de volatile. De exemplu, în Germania să încheie contracte acum pe piața germană pentru 2014-2015 la prețuri de sub 40 de euro pe megawatt. Deci nu e, asta e o teorie că la noi sunt energia e ieftină. Energia până la urmă prin această globalizare ea va ajunge cam la același preț peste tot, că putând fi mișcată dintr-o parte în alta, nu ar trebui să mai existe diferențe mari. Problema mare este cu accesul energiei din statele nemembre ale Uniunii Europene. În cadrul Uniunii Europene, vedeți că sunt monitorizări foarte stricte la protecția mediului și atunci energia care vine, de exemplu, din Ucraina și care se încearcă să fie tranzitată prin România ca să ajungă în vest, vine la niște prețuri foarte mici, sunt prețuri de dumping. Din cauza asta, probabil că nu va trece mult timp când cei care hotărăsc și care pot să facă reglementări, eu sunt convins că vor pune taxe la energia care tranzitează România din țări non-euro. Am înțeles, domnule director, știu că lunile trecute v-ați confruntat cu o situație cel puțin ciudată din punctul meu de vedere. Complexul energetic Oltenia nu a livrat în sistem din cauza faptului că au intrat producătorii de energie din Hunedoara, care au folosesc ca și materie plină Huila. Ce este ciudat nu este că au intrat, ci ciudat este faptul că aceștia au importat huilă din țările vecine. Ei bine, cum poate complexul energetic Oltenia să piardă în fața unui alt producător de energie care importă materia primă? Considerați că în cazul în care nu se mai întâmplă acest lucru, considerați că pericolul a trecut? Eu, mă rog, nu cunosc în amănunt situația de acolo, dar ce pot eu să spun? Că în țara asta nimeni nu poate să livreze energie dacă nu are contracte, cu excepția celor din regenerabil. Și noi tot timpul am militat pentru treaba asta, ca nimeni, inclusiv regenerabilii, să nu producă dacă nu au contracte. Că vedeți, s-a făcut multă teorie și la un moment dat s-a spus că e un fel de ajutor de stat sau că noi suntem avantajați de guvern care a dat acea hotărâre de guvern
care spunea că ni se asigură accesul garantat la 500 de megawatt. E fals, pentru că accesul la rețea este garantat prin lege. Acea hotărâre de guvern trebuia interpretată în altă cheie, în sensul că dacă am contracte și sunt pe piață cu 600 de megawatt, de exemplu, să nu poată să mă oprească sub pragul de 500. Deci e exact, până la urmă, schimbarea reglementărilor din ordinul ăsta 33. Referitor la ce a spus dumneavoastră cu cei din Hunedoara, eu zic că să nu-i fericim, pentru că eu am stat de vorbă cu conducerea acolo, știu exact ce se întâmplă acolo și situația e următoare. Ei tot ce produc beneficiind tot de hotărârea de guvern care a zis că au și ei acces garantat la 200 de megawatts, dar nu au contracte. Și atunci ei nu au avut altă posibilitate să producă decât cu ce s-a închis piața pe PZU. Deci, ei produc cu vreo 300 de lei pe megawattoră și încasează pe megawattul produs, încasează cât a fost prețul pe PZU, 150-200. Părerea mea că sunt într-o situație critică și deși, cum să spun eu, e posibil ca acel concurent să aibă mare problemă, nu mă bucură fenomenul. Am înțeles. Bun, revenind puțin la ordinul ANRE, s-a reglementat până la urmă sau s-a luat vreo măsură clară să stabilească ceva concret cum va intra energia termo, energia hidro și energia eoliană, pentru că termo a fost permanent eliminat din competiție în favoarea celorlalți doi mari producători de energie. Deci, până când, noi, cu toată insistența noastră, nu am putut să punem mâna până astăzi de Ordinul 33 modificat. Toată lumea ne spune că trebuie să așteptăm publicarea monitorului oficial. În momentul când se va publica monitorul oficial, o să analizăm, să vedem dacă s-au luat în calcul toate intervențiile noastre. Avem garanții însă de la domn ministru Niță, care a înțeles foarte clar fenomenul că de fapt intervențiile noastre n-au vizat, cum spune românul, să tragem puza pe turta noastră, n-au vizat o avantajare a noastră, da, ca entitate, ci o competiție corectă și o așezare foarte clară a ordinelor în sistem. Noi avem, din discuțiile care le-am purtat la cabinetul domnului ministru Niță, avem asigurări că dacă acest ordin nu va aduce ordine în sistem, se va promova o hotărâre de guvern care va prelua rolul ordinului 33. Spuneți-mi despre vizita pe care dumneavoastră, sau despre întâlnirea pe care ați avut-o astăzi la Vâlcea cu beneficiarii din județul vecin. Ce anume s-a discutat în legătură cu Govora? Da, noi am fost invitați acolo de un domn ministru secretar de stat care avea o ședință la Consiliul Județean cu domn președinte Câlea, dânși încercând să găsească o soluție până la urmă de resuscitare, să zicem așa, a Olchimului. Toată discuția pleacă din interior, de acolo, de la dânsii din Vâlcea, ca urmare a faptului că Olchimul nu achită energia electrică livrată de către Govora și Aburul Industrial. Noi am intrat atunci când discuțiile erau întoi și discuțiile de acolo s-au pliat exact și pe durerea noastră, care nu primim banii de la Govora. Govora spune că nu ia banii de la Olchim și să încerca acolo să găsească un paliativ de a împinge mai încă câteva luni de zile încercările de recuperare a creanțelor, pentru că noi am făcut intervenții la Govora în sensul
că o să fim nevoiți să acționăm în justiție pentru recuperarea creanțelor. Discuția a rămas că la nivelul ministerilor se va face o analiză, se va încheia un protocol care va ajunge la noi să vedem dacă suntem de acord cu el, un protocol care se încheie între trei părți, adică complexul Oltenia, CET Govora și Olchimu peste 5-6 zile. Ar fi în avantajul complexului să acceptați o asemenea propunere venită de la cei de la Govora? Acum, ca dumneavoastră să vă recuperați datoriile din altă parte? Sub nicio formă. Asta nu se va... Ei, până la urmă, din ce rezulta acolo, ar fi fost o păsuire de 2-3 luni, deci modificarea unor termeni contractuali, care zic eu că, bine analizați, dacă ar oferi garanții că se recuperează banii, ar putea fi luat în discuție. De exemplu, una din problemele ridicate datorită faptului că Olchimu nu reușește să asigure aburul industrial, contravaloarea aburului industrial livrat de CET, era cu o răsfrângere asupra CEO dacă noi am putea să amânăm încasarea unei părți din combustibil de la 30 de zile la 60 de zile. Dacă ar fi garanții că noi, în loc de 30 de zile, o cantitate de combustibil, o treime din cantitatea livrată, să o încasăm la 60 de zile, știm că recuperăm creanțele, ar fi de luat în calcul. Am înțeles. Mai sunt alții datornici la dumneavoastră cu care discutați în acești termeni? Da. Cei de la Govora cumva sunt în următoarea situație. Deci ei au la noi, noi avem la ei creanțe de circa 100 de milioane, din care 90 de milioane datorii pe marfa livrată și 10 milioane penalități. La contractul încheiat în cursul anul ăsta, ei sunt cu plățile la zi. Datorii mari sunt la RAN, care n-au plătit nimic din cărbunul livrat. Și cum veți recupera de la ei? Noi facem eforturi, intervenții. Au mai plătit 25 de milioane în momentul când li s-a plătit de la rezerva de stat pentru apa grea produsă. Sperăm că în timp să îi recuperăm. Am înțeles. Trecând mai departe, vreau să vă întreb ce părere aveți despre anunțul făcut astăzi de domnul Marin Condescu că nu își dorește să mai candideze pentru un nou mandat la fruntea FNM, în cazul în care va fi un nou congres al Federației, nu va mai candida? Probabil că dânsul și-a făcut o evaluare a situației existente și dacă a luat hotărârea asta... E o hotărâre bună, rea? În opinia dumneavoastră, era timpul ca să vină altcineva la... Probabil, deci eu am fost director prima dată în 1979 și de-a lungul vieții mi-am dat seama că statul pe o funcție mai mult de 5, 6, 7 ani de zile nu e benefic. Dânsul înțeleg că a depășit pragul ăsta pe care eu îl zic așa, alții, mă rog, îl fixează pragul altfel, dar oricum e cam mult, încât 23 de ani e foarte mult. Să rămâi, ori apare plafonarea, ori apare blazarea, ori apar alte treburi, sunt prea mult într-un loc, nu e bine. Am înțeles, există însă riscul pentru domnul Condescu să nu mai fie nici președintele Consiliului de Administrație dacă propunerea dumneavoastră în adunarea generală a acționarilor va fi acceptată și de ceilalți finanțatori ai clubului de fotbal. Păi există și posibilitatea asta și dânsul cred că a luat-o în calcul, pentru că știți cum se spune, că ceea ce trebuie să întâmple, tot timpul se va întâmpla. Deci mie mi se pare absolut logic ca cel care dă banul să-și fixeze echipa. Faptul că așa a fost până acum nu înseamnă că poate să dureze la infinit. Am înțeles. Ce se va întâmpla în situația în care nu se va... ceilalți parteneri ai dumneavoastră nu vor fi de acord cu propunerea de a
stabili dumneavoastră cine este președintele Consiliului de Administrație? E foarte simplu. Domnul director Răuz, care este reprezentantul nostru în AGA, a spus că noi suntem de acord și cu o soluție de genul ăsta, dar cu schimbarea mărimii contribuției. Deci în felul ăsta și ceilalți parteneri trebuie să contribuie cu aceeași sumă cu care contribuie CEO. Este absolut o poziție logică pe ce se va întâmpla în cazul în care nu acceptă și vor ca lucrurile să meargă ca până acum. Deci nu vor merge. Nu vor merge. Se va ajunge exact acolo. Ori să ascultă opinia celui care asigură peste 66% din finanțarea clubului, fie să votează cum s-a votat până acum, dar toată lumea să contribuie în mod egal. Pentru că noi, în momentul de față, suntem într-un fel de așteptare. Ca să nu pierdem calitatea de membru al clubului, chiar ieri am aprobat în directorat ca să virăm o parte din contribuție și am virat 10.000 de lei. Am înțeles. Aveți o situație clară a banilor dați către club. Puteți să-mi spuneți ce date aveți acolo trecute? Către club? Și către club și către... Către club noi am dat, sper să nu greșesc, în jur de 3 milioane jumate. Până acum? Până acum. Și, și cu ăștia 10.000. Și cu ăștia 10. Și cât trebuie să dați până la finalul anului? În jur de 4 milioane, știu. 5 milioane. Am înțeles. Federația vă suspectează cumva că luați tot felul de decizii astfel încât să destructurați mișcarea sindicală. Prima și cea mai, sau probabil nu prima, cea mai dureroasă măsură pe care ați luat-o dumneavoastră cei din conducerea Complexului Energetic Oltenia a fost aceea de a nu mai reține oamenilor cotizația direct, ci de a-i pune cumva să adune cu căciula cotizația. Ce măsură e asta și cum o explicați, ca astfel încât să înțelegem că într-adevăr n-aveți nimic cu sindicatul? Deci nu o să îi adune cu căciula, pentru că noi există o procedură prin care le-am asigurat cadrul de a se colecta în condiții bune cotizația cu care vin membrii de sindicat. A apărut fenomenul acesta al migrației oamenilor de la un sindicat la altul și au început reclamații între șefii organizațiilor sindicale că anumiți oameni din subordinea lor plătesc cotizația la sindicat și ajunge la FNME fără să fie la universitate. Ca să terminăm toată treaba asta, am stabilit o procedură prin care fiecare organizație sindicală face lista, duce nominal toți oamenii care sunt acolo, oamenii se duc, noi strângem banul, îl virăm la sindicat și e treabă simplă. Nu cred că își pun corect problema, pentru că nimeni nu și-a pus în cap să destructureze mișcarea sindicală. Nici nu avem noi atâta forță ca să facem lucrul ăsta. Am înțeles. Bun, ați văzut tot conflictul din FNME. Ce părere aveți? Privind din afară, ce părere aveți despre războaiele interne care, iată, au început să se dea odată cu anunțul domnului Condescu, intenția de a se retrage din fruntea Federației? Deci, războaiele interne arată că acolo e ceva în neregulă. Deci, dacă e ceva în neregulă, nu e de acum sau de două zile sau de o lună. Înseamnă că e o problemă care mocnește de mult timp și probabil că o să aibă inteligența și răbdarea de a face o selecție și o alegere a personalului care să fie corectă. Noi am fi avantajați dacă în cadrul discuțiilor am avea un reprezentant care să și înțeleagă fenomenul. Pentru că asta e o tâmpenie, să zici că eu apăr sindicaliștii dacă mă duc și cer că să-mi dea salarii mari, să-mi dea prime, să-mi dea... Nu se... Deci trebuie să te adaptezi și la situația financiară a unității. Spuneți-mi care este situația în momentul de față privind
privind plățile pe care dumneavoastră le făceați pentru anumite sedii sau pentru anumite facilități ale sindicaliștilor? Da, deocamdată se fac în continuare. Noi am făcut o inventariere. Se fac în continuare aceste plăți? Se fac în continuare. Dacă nu e posibil. Deci, noi am făcut o inventariere a tuturor, că nu-i vorba numai de sediile în care sunt sindicatele și astea sunt totuși mai puține, dar sunt foarte multe locații unde noi plătim bani grei pentru întreținere, pentru impozite și așa mai departe și e în desfășurare o acțiune amplă de identificare și de găsirea posibilităților de a le înstrăina, de a scăpa de ele. O parte din aceste active au fost și rezolvate cu niște primării din Vâlcea. Adică cum le vindeți? Le dăm în chirie, le dăm cu titlu gratuit. Care spații? Despre ce spații anume vorbiți? Dați-mi câteva exemple de aici din oraș. Nu, eu... Deci, probabil că în oraș e vorba de unde are sediu FNM-ul, da. Și... Spuneți-mi sumele totale pe care dumneavoastră le dați. Nu le știu. Le-am văzut atunci când s-a făcut analiza, dar nu... Spațiile respective sunt ocupate? Eu vorbeam într-un alt context. Deci noi ne-am concentrat de partea asta cu sindicatele, dar eu vorbeam de foarte multe clădiri care sunt împrăștiate în tot județul pentru că și majoritatea vin din fosta SNLO. SNLO ăsta a fost foarte mare, a avut foarte mulți angajați, au avut foarte multe birouri și așa mai departe. De astea vorbesc eu că sunt multe. Sunt apartamente prin motru, apartamente protocol. Acum să încheagă un material și o să știm... De care dumneavoastră nu știați foarte bine, acum le identificați. Da, să încheagă un material care în maxim de către unitatea minieră de SDM și în maxim o săptămână de zile va veni spre analiză la directorat. Am înțeles. Din păcate, timpul a trecut foarte repede. Mai sunt și multe alte subiecte pe care mi-aș dori să le discut cu dumneavoastră. De aceea trebuie să ne promiteți mie și telespectatorul nostru că veți mai accepta să discutați cu noi și cu altă ocazie. Vă mulțumesc. Așadar. Da, oricând. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost și în această seară alături de noi. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem mâine.